Marius Petrescu susține că timp de aproximativ 3 luni și-a pus mașina de mare tonaj la dispoziția societății Duntex SRL. Bărbatul spune că în această perioadă administratorul societății, respectiv fostul suprefect de Gorj, Constantin Dumitrescu, nu i-a dat niciun leu pentru cursele efectuate. De 2 ani de zile nu ni s-au făcut plăți de mințindu-ne că mâine, că mâine, că mâine, că mâine. Dumneavoastră cât timp ați lucrat pentru domnul Dumitrescu? Păi consecutiv vreo 3 luni de zile ai pus de cap la cap. În momentul în care am văzut că nu se materializează și plata, am renunțat. Contactat telefonic, Constantin Dumitrescu nu recunoaște că ar avea vreo legătură cu această firmă, iar de Marius Petrescu nu a auzit în viața lui. Nu știu absolut cum îl cheamă Marius Petrescu. Da. Nici nu am auzit. Da, dumneavoastră sunteți patronul societății Duntex SRL? Nu, exclus așa ceva, exclus. Dumitrescu este însă contrazis chiar de fratele său, Adrian Dumitrescu, care recunoaște faptul că societatea comercială Duntex SRL este firma fostului suprefect. Acesta spune însă că nu știe cine este Marius Petrescu și ce bani are de luat de la firmă. Nu. Dar pe cine? Nu știu, nu, nici nu cunosc. Nu-l cunoașteți pe domnul Marius Petrescu? Nu, nu. Da, nu aveți dumneavoastră firma Duntex? Da, dar nu mi-a dat-o mie. Și da. Nu este fratele meu. Poftiți? Este vorba de fratele meu și nu mi-a dat-o mie. Marius Petrescu este decis să-l acționeze în instanță pe Constantin Dumitrescu pentru a-și recupera cele aproape 200 de milioane de lei vechi pentru serviciile prestate către firma fostului suprefect. Procedura va fi una extrem de dificilă deoarece omul susține că nu are niciun contract cu firma Duntex, deoarece Dumitrescu nu i-a dat niciunul dintre cele 3 contracte semnate între cei doi, iar acum refuză să înmâneze un exemplar. Împotriva domnului Dumitrescu o să urmez pași legali, de la dumneavoastră o să plec dacă nu se autosesizează alte unități, organe de, mă rog, abilitate să facă chestiuni de, să rezolve probleme de acest gen, o să merg în instanță, ulterior o să trăiască să fac ceva. Păgubitul nu poate decât să se consoleze cu faptul că nu este singurul păcălit de fostul suprefect. Mai mulți colaboratori ai societății pe care acesta o deține susțin că au de recuperat de la Constantin Dumitrescu sume substanțiale de bani.